Capitolul 9. Pavel și mântuirea israeliților Spun adevărul în Hristos, nu mint, cugetul meu, luminat de Duhul Sfânt, îmi este martor că simt o mare întristare și am o durere necurmată în inimă. Căci aproape să doresc să fiu eu însumi anatema, despărțit de Hristos, pentru frații mei, rudele mele trupești. Ei sunt israeliți, au înfierea, fierea, slava, legămintele, darea legii, slujba dumnezeiască, făgăduințele, patriarhii și din ei a ieșit, după trup, Hristosul, care este mai pe sus de toate lucrurile, Dumnezeu binecuvântat în veci. Amin. Dumnezeu este stăpân să aleagă. Dar aceasta nu înseamnă că a rămas fără putere cuvântul lui Dumnezeu, căci nu toți cei ce se coboară din Israel sunt Israel. Și măcar că sunt sămânța lui Avram, nu toți sunt copiii lui Avram, ci este scris, în Isaac vei avea o sămânță care ți va purta numele. Aceasta însemnează că nu copiii trupești sunt copii ai lui Dumnezeu, ci copiii făgăduinței sunt socotiți ca sămânță. Căci cuvântul acesta este o făgăduință, pe vremea aceasta mă voi întoarce și Sara va avea un fiu. Ba mai mult, tot așa a fost cu Rebecca a zămislit doi gemeni numai de la părintele nostru Isac, Căci, măcar că cei doi gemeni nu se născuseră încă și nu făcuseră nici bine, nici rău, ca să rămână în picioare hotărârea mai dinaintea lui Dumnezeu, prin care se făcea o alegere, nu prin fapte, ci prin cel ce cheamă, s-a zis răbecii, cel mai mare va fi rob celui mai mic. După cum este scris, pe Iacov l-am iubit, iar pe Esau l-am urât. Dumnezeu se îndură de cine-i place. Deci ce vom zice? Nu cumva este nedreptate în Dumnezeu? Nici de cum. Căci el a zis lui Moise, voi avea milă de oricine-mi va plăcea să am milă și mă voi îndura de oricine-mi va plăcea să mă îndur. Așadar, nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă fiindcă Scriptura zice lui Faraon, Te-am ridicat în adins ca să-mi arăt în tine puterea mea și pentru ca numele meu să fie vestit în tot pământul. Astfel, el are milă de cine vrea și împietrește pe cine vrea. Dar îmi vei zice, atunci de ce mai bagă vină? Căci cine poate sta împotriva voiei lui? Dar mai degrabă, cine ești tu, omule, ca să răspunzi împotriva lui Dumnezeu? Nu cumva vasul de lut va zice celui ce l-a făcut, pentru ce mai făcut așa? Nu este olarul stăpân pe lutul lui ca din aceeași frământătură de lut să facă un vas pentru o întrebuințare de cinste, și un alt vas pentru o întrebuințare de ocară? Și ce putem spune dacă Dumnezeu, fiindcă voia să-și arate mânia și să-și descopere puterea, a suferit cu multă răbdare niște vase ale mâniei făcute pentru pieire și să-și arate bogăția slavei lui față de niște vase ale îndurării pe care le-a pregătit mai dinainte pentru slavă, despre noi vorbesc. Astfel, el ne-a chemat nu numai dintre iudei, ci și dintre neamuri, după cum zice în Osea, voi numi popor al meu pe cel ce nu era poporul meu, și prea iubită pe cea care nu era prea iubită. Și acolo unde li se zicea, voi nu sunteți poporul meu, vor fi numiți fii ai Dumnezeului celui viu. Isaia, de altă parte, strigă cu privire la Israel. Chiar dacă numărul fiilor lui Israel ar fi ca nisipul mării, numai rămășița va fi mântuită. Căci Domnul va împlini pe deplin și repede pe pământ cuvântul lui. Și, cum zisese Isaia mai înainte, dacă nu ne-ar fi lăsat Domnul Savaot o sămânță, am fi ajuns ca Sodoma și ne-am fi asemănat cu Gomora. Neamurile au căpătat mântuirea. Deci ce vom zice? Neamurile care nu umblau după neprihănire au căpătat neprihănirea și anume neprihănirea care se capătă prin credință. Pe când Israel, care umbla după o lege care să dea neprihănirea, n-a ajuns la legea aceasta. Pentru ce? Pentru că Israel n-a căutat-o prin credință, ci prin fapte. Ei s-au lovit de piatra de poticnire, după cum este scris. Iată că pun în Sion o piatră de poticnire și o stâncă de cădere. Și cine crede în el, nu va fi dat de rușine.